Bună! Bine v-am regăsit la un nou filmuleț! Astăzi am făcut acest make-up. Am tot văzut peste tot pe Instagram, pe YouTube, o grămadă de videos, poze cu make-up-uri de genul. Bine, nu de astea, dar am mai urât așa cu fețe, cu... În fine. Nu zic că ăsta nu-i urât, dar parcă nici chiar. Nu aveam de gând să filmez acest clip, însă văzând atâtea poze, atâtea filmulețe pe YouTube cu ocazia Halloween, am decis să fac și eu ceva. M-am inspirat într-o fotografie, într-un make-up pe care l-am găsit pe Instagram. În momentul în care l-am văzut, mi-am adus aminte că singura dată când m-am deghizat pentru Halloween a fost la vârsta de 10-12 ani și mi-am făcut aici o... cum se zice asta? O pânză paianjen și aici un paianjen mitite. Așa că am zis, hai să fac același lucru, dar puțin mai elaborat. Dacă vreți să vedeți cum am făcut acest dezastru, urmăriți în continuare! Aplic fondul de ten Fit Me de la Maybelline cu ajutorul unui beauty blender și pentru a fixa tot voi folosi pudra invizibilă Prime and Fine de la Catrice. Vă spuneam în introducere că m-am inspirat într-o fotografie pe care am găsit-o pe Instagram. Vă voi lăsa linkul în cutiuța cu descrieri și acum hai să ne apucăm de treabă. Încep cu acest pigment negru, în a da un fel de relief în zona gâtului și a decolteului. Deci ceea ce fac eu aici este a scoate în evidență umbrele naturale a zonei gâtului și a decolteului. Voi folosi această nuanță gri deschis din paleta Shade & Light de la Kat Von D pentru a estompa bine marginile, iar apoi în combinație cu acest fard de la Catrice voi folosi drept pudră pentru conturul feței. Mergem acum la sprâncene și le voi machia puțin mai intens, ca de obicei. Voi folosi un creion de la L'Oreal, iar apoi voi fixa totul cu mascara de la Maybelline. Începem cu machiajul ochilor și pentru asta voi aplica un primer pe toată ploapa, iar apoi un creion de la L'Oreal numit Paradise Ecstatic, pe care îl voi aplica începând de la baza genelor până aproape de pliul ochiului. Vor difuza foarte bine marginile cu ajutorul fardului pe care vi l-am arătat mai înainte de la Catrice și cu o pensulă. Voi folosi această nuanță neagră, foarte neagră din paleta Shade & Light de la Kat Von D și îl voi aplica în aceeași zonă în care am aplicat creionul mai înainte, iar apoi estompez. Aplic un creion negru pe conjunctivă și trecem la ploapa inferioară. Practic voi urma aceeași pași pe care i-am făcut pentru ploapa superioară, un pic de mascara și cam asta e totul cu machiajul ochilor. Acum, hai să punem minunăția asta de păianjen pe fața mea. Încep cu o schiță cu ajutorul unui creion negru. Pentru corpul păianjenului voi folosi același col pe care l-am folosit înainte de la L'Oreal Paradise Ecstatic și fardul negru din paleta Kat Von D Shade and Light. Iar apoi folosesc o nuanță mai deschisă pentru a crea dimensiuni. Pentru piciorușe folosesc un eyeliner negru lichid. Acesta este foarte rezistent și mi-a luat o grămadă de timp să-l îndepărtez de pe fața mea. Iar pentru umbre folosesc fardurile din paleta Shade & Light. De fapt, doar paleta asta o folosesc de-a lungul clipului. Nu știu de ce mă repet atâta. Pentru a da luminozitate folosesc și nuanța albă, iar acum un eyeliner lichid alb pentru a da puțin mai mult
contrast și lumină. Trec acum la pânza de paianjen. Cred că toți am desenat vreodată în viață o pânză de paianjen, sunt sigură. Și pentru că nu era destul de pigmentat acest eyeliner, voi folosi și un creion alb. Pentru buze combin fardul negru și eyelinerul. De asemenea, mi-a luat o grămadă de timp să-l îndepărtez de pe buze, da? Și mai dau puține umbră pe frunte. Puțin spray alb pe părul meu, că na, se potrivește, și aplic puțin fard pe ureche, că se vedea prea mare diferența. Și acesta este machiajul meu pentru Halloween. A fost ceva diferit pentru mine, mi-a plăcut foarte mult să-l fac, chiar dacă este urât, să fim sinceri, este oribil. Însă sper că v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și ne vedem în următorul. Mua!